Eu îmi doresc să majorăm salariile, să aducem la zi legea cadru de salarizare, legea 153. Știți foarte bine că în acest an s-au acordat majorări salariale pentru angajații din Ministerul Afacerilor Interne. Nu la nivelul la care ne-am fi dorit. Noi facem eforturi foarte mari pentru a majora salariile. Dar în același timp ne dorim și modernizarea echipamentelor de intervenție. Ne dorim investiții, uniforme noi, schimbarea armamentului. Sunt lucruri la care noi trebuie să ne gândim. Bugetul pe acest an a fost de 23,1 miliarde, 55% a fost alocat pentru cheltuieli salariale și aproximativ 20% pentru cheltuieli sociale, pentru pensii.